Suntem în direct, dragi telespectatori, și mă bucur că ne revedem iar la o nouă emisiune dedicată statinelor, dar de această dată vom vorbi despre gemoderivate și statine. Am primit foarte multe telefoane și mă bucur acest lucru din partea multor medici și cardiologi și medici de familie. Și chiar medicii care sunt pensionari și-au urmărit cu atenție o primă parte legată de statine. Iată că astăzi, în partea a doua, vom dezvolta acest principiu legat de statine. Și de ce vă spun că este necesar să dezbatem mai multe emisiuni despre această problemă? Pentru că există o mare, mare confuzie legată de aceste statine. Ar trebui să ne gândim că părinții statinelor sunt japonezii, Akira Endo și Masaru Kurada. Iată că pe lângă japonezi de mare cinste sunt și alții care a cam dat-o în bară. Și aici vom dezbate remedii, vom vorbi despre remedii naturale care sunt foarte bune și fără efecte secundare să înlocuiască aceste statine. Cine credeți că este la mine în emisiune? Altcineva? Altcineva, știți? Nu știți? E normal, nu vă dau niciun primul, dragi telespectatori, este fecior meu. Da, Ștefan Manea, domn profesor, vă salut și bine ați revenit în acest ciclu educațional pe care îl dezvoltă Nașu TV. Pe lângă faptul că și bine v-am găsit. Da, pe lângă faptul că noi căutăm să dezvoltăm acest brand încât medicamentele naturale să fie compensate, atâta timp cât noi căutăm să ne luptăm ca medicamentele să fie, să aibă un TVA între 0 și 4%. Atâta timp cât noi ne luptăm pentru a scoate și aceste euro după piață, deși este foarte greu, da? Putem spune că noi facem cultură, facem educație, facem prevenție. În mod sigur facem cultură, facem și prevenție și eu încă o dată vă fericit și fericit postul vostru de televiziune și tare mult m-aș bucura să capete un alt rating în rândul oamenilor. De ce? Pentru că, spre deosebire de alte posturi care vorbesc toată ziua numai despre politică și despre, știu eu, alte treburi, alte suze. Așa, aici vorbim despre parte științifică și am văzut teme extrem, extrem de interesante și care merită să fie luate în calcul și care ar fi educaționale de la cei mici până la cei mari, pe la cei în vârstă, cum să trăiască, să trăiască bine și să nu ajungă toată ziua pe mâna, știu eu, spitalelor sau în spitale și peste tot. Adică este o chestiune care mi-a plăcut emisiunea de data, eu am dat și vreau și să și intru în direct data trecută cu această emisiune cu statinele, pentru că eu pălăvrăgesc de multă vreme despre treaba asta și nu sunt luat în seamă și n-am fost luat în seamă și nici nu cred că mai ales acum noi că suntem și în prag de alegeri și lumea mai tare se uită să vadă ce zice unul sau altul. Să știu un lucru, pentru mine alegerile sunt tot timpul și din punctul ăsta de vedere noi facem alegeri educaționale. Asta e alegerea, asta e educațională. De exemplu, da, n-am auzit în toată perioada asta nimic vorbindu-se ce o să facem pentru sănătatea oamenilor. Nimic. Nu există proiecte, nu există programe. Nu există nimeni, nici în capul vreunuia dintre ei care sunt și pe care eu unii i-am admirat și așa mai departe, problema asta, a să gândească ce facem despre să rezolvăm problema de sănătate. Începând de la mamele gravide, de la copiii care se nasc, am ajuns să avem 7-8% din copii cu malformații la naștere, cu treburi de genul ăsta. Am început să avem și vedem prin televizor nașteri prin care ar trebui să fie pur și simplu o joacă, dar să trece, să moară mama după ce a născut. Ar mama să devină, știu eu, nervoasă și așa mai departe și nu știu cauza și să ajung la spital și la medicamente, la tratamente, la... Nu mai vorbesc de
știu eu, de vârsta asta, știu, a copiilor ăstora, de, că nu pot să-i numești, adulții de până la 18 ani, care o educație... Adolescențe ăștia. Adolescenții, nu ni se vorbește nimic despre o educație, despre o formă prin care să înțeleagă. Eu mai urmăresc niște posturi străine, acolo li se dă și sunt și emisiuni de educație sexuală, ca să înțeleagă despre ce e vorba. Adică nu mai vorbesc despre faptul că oamenii nu cunosc că de la 35-40 de ani în sus, de când se termină viața sportivă, de fapt când un sportiv nu mai se lasă de sport, nu se lasă din alte motive, ci este perioada când încep să-i scadă capacitatea de producție a enzimelor în organism și organismul nu mai poate funcționa la capacitatea. Nu mai poate să susțină același efort. Exact același efort. Nu mai vorbesc despre vârsta a treia, unde practic nu este băgată în seamă absolut deloc, nu este luată în seamă ce ar putea ca să aibă o bătrânețe frumoasă și de la care să poți scoate ceva. Da. Să știi că aici ai perfectă dreptate și aș vrea ca să continui ceea ce spui tu. Acest interes pentru emisiunile de sănătate și mă refer la faptul că avem prieteni de-ai noștri ai Nașului TV unde au salutat această atitudine legată de statine. Bineînțeles că ei ne sunt fani din punctul ăsta de vedere, nu numai a statinilor, dar în general ceea ce face postul nostru de televiziune. Și au felicitat atitudinea că suntem singurul post de televiziune din lume unde căutăm să punem punctul pe ei legat de erorile medicale. Pentru că așa cum și în străinătate, mulți dintre ei mi-au spus că și actul educațional în străinătate a scăzut și în România a scăzut. Și trebuie să ne aducem aminte că pe vremuri universitatea sau școala românească, în general, nu mă refer neapărat la școala românească de medicină, care era în top 300, acum am ajuns într-un clasament neoficial. Știi pe ce loc? Nu. 5.000. Da. Și atunci, de astea sunt atâtea erori medicale, de astea sunt atâtea culpe medicale, și să simt efectul. Pentru că, într-adevăr, sunt și mulți studenți care se duc la nenea profesor, domn profesor, să rămână, bă, da proste, hai să trec și eu examenul ăsta, să intre foarte ușor la medicină acum, să iese și mai ușor și așa mai departe. Pe vremuri, ți-aduce aminte că era o competiție din punctul de vedere. Intrai la facultate, când intrai cu 8, 9, 10, erai prostul proștilor din cei deștepți. Da, adică din premianți. Da. Erai atunci, munceai ca să ai o medie mare să termin facultatea, pentru că erau acele, repartiții guvernamentale și vroiai ca să iei și tu o medie mare, da? Ca să ajungi și tu într-o comună unde să-ți faci stagiatura, dar comuna aia să fie și ea frumoasă, să știi dacă e bogată să-ți mai aducă țăganul o nouă găină. Da. Deci era o astfel de mentalitate. Deci te stimula ca să înveți. Acum, lasă bă că intru, eu șmecher cu profesorul, da? Lasă bă că ies, sunt șmecher cu un spital și așa mai departe, lasă mă că fac eu. Deci, am venit într-o delăsare și iată că amprenta de după 90, da, începe să se simtă pe trupul fiecărui om, fiecărui om, fiecărui om. Eram la un congres de tratamentul bolii Lyme, o nouă viziune, da? O nouă viziune unde se trata pe bază de plante și veniți doctori din America, din Anglia, din Germania, din Australia și spuneau, zice, ce o să se facă oamenii ăștia că o să dispară generația asta de vârf de medici din România. Iată că între ei, profesori, academicieni, își puneau astfel de întrebări. Da? Și atunci ne mirăm când noi vorbim și condamnăm anumite medicamente de sinteză, ca mulți dintre doctori să nu fie de acord cu noi. De ce? Pentru că, iată, sunt unii care au terminat facultatea cum au terminat-o, da? Au intrat cum au intrat, da? Iar apoi mulți fac, după ce termină facultatea, lasă-vă că pe unde o să iau eu repartiții, am un reprezentant medical în spate și trimit
pacienții direct la farmaciile respective, de unde mai iau și eu o ciosvârtă. O ciosvârtă iau de la reprezentantul medical, ceea ce pe vremea comunismului nu aveai dreptul la așa ceva, pentru că erau oficiile farmaceutice. Atunci putem vorbi că era o adevărată reformă, să știi. Așa este. Eu sunt, cum să spun, foarte în temă cu toată, cu viața asta medicală și cu studiile. De ce? Am băiatul care, după ce a făcut facultatea de chimie și a luat doctoratul și așa mai departe, acum urmează facultatea de medicină la limbi străine, în limba engleză, pentru că el cunoaște foarte bine engleza, și este în anul 4. Și știu foarte bine ce se întâmplă. Iar nevastă sa, norul meu, care și-au și copil mic, face facultatea de farmacie, la rândul ei, deși a fost chimistă și a fost șefă de secție. Și a restructurat atitudinea. Da, adică, și îmi dau seama și cunosc foarte bine și el este un copil din ăsta, așa, care nu prea suportă în momentul când a luat, de exemplu, un 7 la o materie, la un examen, se a spus, consumă. Domnule profesor, vreau să mai dau examen încă o dată. Adică este un... Nu se mulțumește cu puțin. Nu se mulțumește până ce nu înțelege tot. Și cu niște ani în urmă aveam discuții și uneori contradictorii. Da. În momentul de față avem discuții de altă, foarte progresive la și alt foarte nivel. La alt nivel. Adică și cunosc toată treaba. Sunt studenți veniți de afară care învață, care vin, care în prezent... Se duc sau nu prea se duc, vin sau nu, dar pleacă cu titlul de medic din România. Își plătesc examenele, ce să mai vorbim. Adică, cunosc foarte bine treaba asta și din acest punct de vedere asta mă doare că privind medicii, eu am în mână aici o carte a lui Casey Revel, care și cu staful cercetării medicale universitare americane. Îl pomenesc și eu, da. L-ai pomenit, așa? Da. Și care arată foarte clar, de exemplu, un titlu mai tare ca ăsta, ce poți să spui? De exemplu, audierea în Senatul American, în Statele Unite, a excrocheriilor și corporațiilor medicale care se fac. Păi da, și acum, și în America se face, iar cu spargerea zidului comunist, să știi că, din punctul ăsta de vedere, au năpădit și la noi. Pentru că înainte nu puteai. Și eu am arătat la televizor. Înainte aveam 1700 de medicamente. Acum ne-am invadat peste 1500 de medicamente. Păi suntem mai bolnavi decât atunci. Păi, să nu ajungem acolo. Cartea este o carte dură la adresă și scrisă de cel mai înalt staff cercetări medicale universitare americane. Și în momentul în care o carte de genul ăsta ajunge la concluzia următoare, la o concluzie cu totul deosebită, că în momentul de față sunt 29 de medicamente care sunt pe piață și care în momentul când se folosesc produc boala Parkinson, când din totalul de medicamente așa, peste 61 de oameni au trecut prin astm din cauza produselor pe care le iau, când îți vorbește și îți spune că 65 de medicamente produc nebunie, adică boala de... Așa, când 85 de medicamente produc depresie, când 100 de medicamente produc, 105 medicamente produc alucinații, 46 de medicamente provoacă serioase probleme de echilibru, 22 care pot provoca accidente auto în momentul în care le-ai luat, 119 medicamente care produc probleme de sexualitate, probleme de infertilitate la tineret și așa mai departe, 88 de medicamente care produc constipație și 18 care produc insomnii irreversibile. Adică, pur și simplu, când o astfel de carte o scrie nu oricine, deci o scrie și staful cercetării medicale universitare americane, deci acolo sunt incoruptibili, de asta... Nu sunt din... Păi tocmai de asta, de aici pleacă toată treaba. Și când ăștia îți vorbesc despre faptul că statinele, indiferent
în ce situații ești, nu ai ce să faci cu ele, nu fac decât rău, nu-ți fac niciun bine niciodată. Apropo, omenirea a suferit de inimă încă din antichitate. Da, dar nu așa. O secundă, că asta vreau să spun. Nu înseamnă că oamenii pe vremuri se salvau cu chimicale, pentru că industria chimico-farmaceutică a fost din 1850 încoace și s-a dezvoltat. Exact. Iar Akira Endo și Masaru Kurada au pus bazele statelor prin 92. Da? E, asta nu înseamnă, n-am auzit și fac istoria medicinei de când eram în burta mamei, ca să zic așa. Deși eu n-am fost niciodată în placentă, pentru că m-am născut pe o rază de lumină. Așa. Nu am auzit vreodată de vreun genocid datorită plantelor cu care se tratau oamenii pe vremuri. Nu am auzit de așa ceva. Dar, atențion, dar datorită consumului de medicamente, s-au auzit și s-au pus în valoare o serie întreagă de informații unde arată clar cât de nocive sunt foarte multe medicamente de sinteză. De ce spun foarte multe? Pentru că în cartea ta, da, scrisă de Chisrival, Chisrival are acolo și spune, deci el spune glasul lui, dar practic în urma analizelor făcute de ei. Și au spus, bă, avem nevoie de 200 de medicamente de sinteză. Maximum. Da. Cei de la Institutul de Cercetare Sumpton din Anglia au spus 200 de medicamente. Vine și Organizația Mondială a Sănătății. De cât crezi că a spus? De 200 de medicamente. Bă, la ora actuală au împuțit lumea. Peste 14.000, 15.000 la noi, 8.500 de medicamente. Da? Asta este problema, marea nenorocire. Și mai e încă o treabă. Toate aceste medicamente sunt scoase sub formă de brevet. Da. Ca să poată să-i pună prețul cât doresc ei ca să scoată valoarea brevetului. La produsele naturale n-ai voie să faci, de exemplu, extractul din planta cutare să brevetezi. Cel mult tehnologia, dar produsul ce conține, nici vorbă de așa ceva. De aici și diferența. De asta nu-i și nici nu interesează pe marile trusturi produsele suplimente alimentare. Pentru că aici nu se pot face brevete decât în cazuri cu totul excepționale, dacă ai găsit o treabă cu totul deosebită. Și de aici dorința asta, pentru că tot în cartea asta, ai văzut, e un capitol care sunt întrebați, studiu făcut în America, pe 10.000 de participanți la examenul de medicină și întrebați, de ce vrei să te faci medic? Și pentru că vrei să ajuți lumea, oamenii sau din alte motive? 95% au răspuns pentru pică bani. Bine ca... Pentru bani. Bă, pică bine ca brand. De ce să discutăm? Păi da, nu i-a prins și în America și în România și cu citostatice false și mai astăzi la fel, cu fel și fel de trimiteri false și așa mai departe. Adică sunt o cloacă de medici, da, care ei se ocupă numai de afaceri. Unde efectiv destabilizează și bugetul de sănătate, că în jur de 400-500 de milioane anual se fură din sistem. Și toată lumea tace. Noroc că îi mai prinde pe aici, pe acolo, parchetul. Înțelegi? Da. E, problema se pune că ei nici n-au de ce să facă reformă în sistem. De ce? Pentru că pe o ierarhie este foarte bine consolidată mafia asta din industria chimico-farmaceutică, pe o ierarhie și-a pus profesori, și-a pus un academician, și-a pus șef de secție, da? Șeful de secție, sistem piramidal. Și se zice, bă, băgăm medicamentele astea, bă, pe astea, gata, sunt bune, sunt studii, nu sunt studii, pentru că exact ceea ce spun și studiile, da? Cel care a fost directorul de la Eli Lilly a spus că Jean ce lapsus am și mereu îl pomenesc, a spus că peste 80% dintre medicamente sunt experimentale.
Din păcate, în momentul de față, își permit să facă experimente direct pe oameni și nu mai experimentează nici pe animale. Însă, eu aș vrea să trecem direct la aceste statine. Trecem la vreau următorul lucru. Trecem la statine și fac această hartă cu statine după momentul publicitar. De ce? Pentru că vreau întâi să spunem. Mulți vorbesc de statine, da? Că zice, domne, să scoată colesterolul din sânge, da? Dar, pe de-o parte, ei strică ficatul și alte, dar o să vorbim. Imediat, păi, asta o să vorbim imediat, să și aici, scoată, asta îmi place, expresia asta este... Da, și aici, deci vorbim așa. De la eroarea de a gândi a dinamicii de tratament. Și aici, cum pot eu ca să reglez un colesterol să fie normal, când eu iau statine, să intoxic ficatul? Nu numai atât, dar o să discutăm mai imediat. Mai mult, dar am zis că le legăm până la ficat. Punem ce sunt tipuri. Bineînțeles că da. O să discutăm. Hai să vorbim imediat. Ce sunt statinele astea. Da. Statinele sunt niște enzime care au fost descoperite foarte târziu ca substanțe o activitate enzimatică și anume ele nu fac nimic altceva decât sunt niște o grupă de substanțe și anume de acetil-lipofosfataze. Și această lipofosfataze nu face nimic, decât atât face. Inhibă, reducând această enzimă care produce, care e cauza, care stimulează producerea statinelor de către ficat, aceasta nu le mai produce. Nemai producând statinele respective, nu se mai produce colesterolul. Și atunci scade colesterolul în organism. Dar ce consecințe are treaba asta? Pentru că noi vorbim de colesterol bun, colesterol rău. Nu există așa ceva. Colesterolul nu este din mâncare luat, cum se vorbește, nu mânca aia, nu mânca aia. Maximum 10% din 12% din colesterol poate să vină direct de la mâncare. Restul vine de la comanda pe care o dă creierul ficatului și îi spune, alo, trebuie să-mi faci atâta colesterol, atâta HDL și atâta LDL, pentru că în momentul ăsta trebuie să moară 4 milioane și nu știu cât de celule. Și tu trebuie să-mi produci atâta colesterol. Și el produce pentru că asta nu s-a știut până acum. Că aceste statine, aceste proteine care sunt lipoproteice, care sunt, acestea fac parte din membrana celulară a tuturor celulelor care se nasc. Și dacă nu ai toate condițiile în organism, ca să poți să se nască, ca aceste celule să poată să-și facă membrana exterioară, nu ai omega-3, nu ai omega-6 și alte grăsimi care intră în realizarea membranei, atunci ea își face datoria, statina respectivă inhibă prin enzima să mai producă, produce colesterol mai puțin, dar acest lucru, colesterolul mai puțin, omoară, mor celulele și n-are ce să le mai ține din organism. Apropo de colesterol, să știi că vin și la mine, mai dau consultații la Constanța și chiar săptămâna trecută, după acea emisiune, prima parte, care am făcut-o legat de istoria statinelor. Mie mi-a plăcut mult. Da, a venit foarte multe persoane și am vorbit și la telefon, aveau colesterolul mic și le dătea statine. Acum... Da. Și cu directivă. Te duci la farmacia cu tare. Te duci la farmacia cu tare. Deci pe medici, o parte dintre ei, da, nu-i mai interesează știință. Interesează mercurialul ca la piață. Da. Fănele dragă, vorbim despre această istorie a statinilor, partea a doua. Dragi telespectatori, este bine să vă pregătiți creionul și hârtia pentru a vă nota consecințele consumului de statine, da? Și voi reface acea hartă pe care am făcut-o și data trecută, deci în prima parte. Deci, acum ne relaxăm cu o melodie superbă, parcă este dedicată inimii și apoi vom intra în publicitate.
Suntem în direct, dragi telespectatori, suntem împreună cu prietenul nostru al tuturor, domnul profesor Ștefan Banea, de fapt ficior meu, am crescut copii buni, de fapt am unul și unul și noră bună, l-am și pe Ovidiu Bojor, da, și pe Normea, niște oameni, jos pălăria, vă pupă tata și viață lungă. Dragi telespectatori, am spus, nu, că vom continua problema legată de aceste statine care a făcut furori și în lumea medicală și este foarte bine că, de fapt, sunt doctori, da? Chiar dacă sunt cardiologi sau medici de familie sau pensionari care nu știau despre ce este vorba, dar știau de toxicitate, de gradul lor de toxicitate, dar practic au zis că nu avem de ales în astfel de tratamente și în special că sunt și compensate. Eu primul lucru, dacă aș fi fost ministru Fănele tată, ministru al sănătății, aș fi scos statinele de pe lista medicamentelor compensate. Pentru că este o ironie a soartei să compensez medicamente care îți fac atâta rău și vom dezbate acest rău. Să compensez moartea. Exact, exact. Când foarte bine, nu neapărat că suntem noi aici gemoderivate, dar în general, produsele naturale trebuie compensate pentru că ele și ajută la refacerea țesuturilor și o să arătăm în această parte și cum se refac țesuturile și aici încă o dată vedem după acest mare studiu China, care nu ar trebui să lipsească din casa nimănui, nici a doctorilor cardiologi, nici a medicului de familie. Da, această carte fiind scrisă de mari cardiologi ai lumii americani. Iată, dragi telespectatori, am pus aceeași artă care am pus-o și data trecută. Vă rog regia să facă prin plan pentru a vedea și lumea să-și ia notițe. Fănele, o să mă scuz puțin că vreau să fac această proiecție și mă facem completările de rigoare. Am pus statine, semnul mirării, da. Și iată, ce spune unul dintre marii doctori, profesor, doctorul Cannon. Doctorul Cannon face o precizare. Dom'le, aceste statine nu fac rău, dar el a făcut studiu prima dată pe ce? Pe o lună de zile. Apoi, continuând studiu, l-a apucat tusea. Tusea măgărească. Și zice, alo, stați puțin așa, că pe studiu care l-am făcut eu, ce apar? Și iată, statinele, după un consum mai îndelungat, și aici noi trebuie să ne gândim că doctorii dau statine, pacientul se duce în spital, îi dai statine în spital și îl trimiți acasă. Bun, dacă îi dai numai în spital, ai zice, da, ok, nu e nicio problemă. Dar vedem că aceste statine sunt de bun consum ca și apa. Da? Că așa li s-a indus în cap. Și iată ce spune doctorul Cannon. Statinele pot crește zahărul în sânge. Deci vorbim aici de diabet. O să mai spunem și în partea cealaltă, la fel ce s-a mai spus. Tot de diabet, cine a mai spus? Creează dureri musculare. Da? Pot avea efecte asupra memoriei. Aici am pus o prescurtare ALZ, deci Alzheimer. Acum este recunoscut și deja stabilit că în momentul de față America vorbește despre 1,5 milioane de oameni predispuși la Alzheimer datorită acestor consumuri. Da, datorită acestor consumuri. Și aici, clar, am spus, nu previn infarctul miocardic. Da, nu, nici vorba. Da, și când stai și te gândești, grosso modo, ei folosesc termenul, domne, îi dăm tonice cardiace. Păi ăsta nu poate să fie un tonic cardiac atâta timp cât îți strică inima, da? Și organele colaterale. Trebuie să ne gândim ce a spus la fel un alt mare doctor, Raymond Francis. A tras o concluzie majoră. Nu folosi statinele. Acesta a făcut o adresă la FDA, cei care se ocupă cu certificarea medicamentelor, da? Așa? Unde arată că cei ce folosesc statine devin deficienți de coenzima Q10 în interval de 6-12 luni. Păi,
Hai să vorbim puțin de coenzima Q10. Păi, statinele distrug coenzima Q10, iar coenzima Q10 este prezentă în absolut toate celulele organismului uman. Cele 17 triliarde de celule, dacă nu au coenzima Q10 în ele, nu pot să trăiască. Când coenzima acum în Statele Unite ale Americii s-a determinat așa, când coenzima Q10 ajunge la 80% din cât trebuie să aibă pe mililitru de sânge, care este 0,0017 miligrame, dacă a ajuns la 80%, încep bolile. Când a ajuns la 60%, încep bolile cronice. Când a ajuns la 40%, încep bolile ireversibile. Iar când a ajuns la 25% și sub 25%, intervine moartea. Și atenție, exact, exact. Și aici trebuie să ne gândim la și la o problemă. Că în America a fost scandal, dragi spectatori, pe statine. Iar cele care, unde s-au produs chiar și decese, au fost procese pe rol, unde americanii, firmele producătoare de medicamente au pierdut milioane și milioane de dolari, au spus că le-au scos după piață, dar ce au făcut? Le-au băgat în Europa, dintre ele sunt chiar în România. Păi sunt multe. Deci câtă mafie? În România sunt peste 20 de produse care sunt interzise în Europa și în România sunt păcate. Exact, noi suntem reziduri medicamentoase. Da. Dar la fel s-a întâmplat și cu scandalurile din Franța. De ce s-au întâmplat scandalurile? Pentru că acolo omul își știe datorile și obligațiile. Și au zis, bă, nenorocitule de producător, tu m-ai distrus, mama m-a făcut și tu m-ai distrus. Plătește! Poți să te întreb, da. O să fac o completare aici frumos, da. La Q10? Da. Ei bine, Q10, cum spuneam, este absolut necesar la absolut toată lumea și el până la o anumită vârstă, vârsta sportivului, organismul și le fabrică, iar după aceea ești obligat să dai și trebuie să consumi pentru a preveni bolile, pentru toate bolile respective. Eu am realizat un produs care la Bruxelles a luat medalie de aur și consensul națiunii ca cel mai bun produs pe care l-a făcut în, anul ăla. Acum 4 ani de zile. Felicitări! Adică produsul a fost făcut cu ajutorul uleiului de cătină, cu acizii din uleiul de cătină, într-o anumită formă prin care Q10 să se păstreze și să aibă coeficientul de biodisponibilitate până la 80% față de coeficientul de biodisponibilitate care e pe piață între 14 și 20%. Exact. Și aici, felicitări, și aici vreau ca să vin la o problemă, da? Tot ceea ce au spus acești doctori și sunt și alții, deci aici este o partitură, ca să spunem, pentru că aici în studiul China, care e făcut pe 30 de ani și nici acum nu s-a încheiat studiul China, da? Este dat foarte mult în amănunțit și vin cu aceleași lucruri. Și aici trebuie să ne gândim să continuăm ideile lui Blezniakov și al lui Falkel, care s-au ocupat de studiul coenzimei, nu? Q10, și a arătat cât de importantă este ea și s-a pus și semnul întrebării. Oare de ce în toată lumea medicii nu prescriu coenzima Q10 și din punct de vedere preventiv? Păi și aici vine la noi și o problemă. Păi dacă noi am ajuns cu studiile, da, la nivel de 5.000, da? Deci n-ai de unde să mai faci reformă în sistemul medical. Iar când te aude pe mine, pe tine sau pe ăla, nu contează, da? Ci ia uite, băi, dracu, tâmpi, ce prostii vorbesc. De ce? Pentru că o mare parte dintre doctori au această atitudine. Că dacă ei nu știu, înseamnă că tu ești prost. Nu că el trebuie să învețe mai mult. Da, înțeleg? Și aici mai vreau ca să spun o chestie. Statinele creează oboseală. Dragi telespectatori, până acum căutați să vă regăsiți fiecare în aceste stări. Și aici pun problema. Că se spune științific, domnule, antibioticele, consumul de antibiotice distrug mitocondriile, care știm că este celula atomonucleară a organismului, nu dă, ne dă energie. Păi oare dacă consumăm statine și se stabilizează și starea de oboseală? Adică și când te scoli după somn, tu te scoli obosit. Nu înseamnă că acele mitocondrii au fost distruse de statine?
Pă de o parte, asta este, dar distrugerea lor mai face încă ceva. Elimină posibilitatea să ajungă potasiu în celulă. Și atunci omul capătă acea stare foarte mult de blegeală, de o stare zisă de oboseală, dar el de fapt ce are? Celulele lui nu funcționează cum trebuie. Da. Păi, cu chimicale nici n-au cum, pentru că ceea ce ai spus de cătină și ceea ce ai realizat cu asta nu este vorba altceva decât virtuțile enzimelor și știm că din punct de vedere chimic, sintetic, tu ești profesor și știi foarte bine ce înseamnă chimia. Da? S-au realizat enzime din substanțe chimice? Aminoacizi s-au realizat? Nu s-au realizat. Au ajuns pe lună, au ajuns oriunde. Dar nu s-au putut face acești aminoacizi care sunt vectorii. Vectorii, da? Și duc aceste informații ale plantei direct la boala respectivă. Avem aici un alt doctor. Peter Longenstein, da? Ce spune? Acesta susține că bolile de inimă și infarctul miocardic apar mai mult pe fondul de consum de statine. Atențion, dragi doctori, când dați statine, că într-un fel căutați să rezolvați pacientul, da? Dar pe de altă parte, ia câtă ce spune un alt doctor, care acesta face parte dintr-un institut de cercetare. Deci noi facem afirmațiile unor doctori, dar fiecare în spate au câte un institut de cercetare și clinici. Și în acest fel, da, trebuie domniasa pune în valoare ce? O altă boală, cardiomiopatia statinică, de fapt care o legăm de ceea ce a spus mai devreme, pe lipsa de coenzima Q10. Da? Iată cât de importantă este această problemă legată de statine și câte nenorociri aduc pe capul omului, deci din spusele celor care fac cercetare. Apoi vedem, doctorul Shah Ebrahim spune, statinele cresc, da? Și pun valoarea unui nou atac cerebral. Adică oricând te poți aștepta. Ei dau aici niște parametri. Că 20% dintre aia care consumă statine pot să facă un atac cerebral. 30% dintre ei pot să facă o cardiomiopatie statinică. 40% sau 50% o să facă un diabet. Dar vedem. Deci ei dau aceste procente, dar nu le-am mai scris ca să nu ne mai pierdem timpul în procente, pentru că fiecare dintre noi spune ce, nu mi se întâmplă mie și tocmai el o ia pe cârcă. Haideți să ne gândim ce au spus cei de la Universitatea Harvard. Nu? Da. Eu parcă știu că e pe primul loc în lume. E așa este. Da? Da? Și în 2012, attention que ce que je vous dis, în 2012, statinele au apărut din 1990 și cât, Marius? Nu vrei să-mi spui. Da? Din 1994. Da. Mersi, Marius. Hai că Marius a învățat, producătorul meu. Și cei au făcut așa, da? Au făcut un calcul și au spus, cei care consumă statine pun în valoare diabet tip 2 circa 50%. De asta ni s-a mărit și numărul diabetice. Pe vremea lui Ceaușescu aveam vreo 400 de. Realizează creșterea zahărului în sânge, da, pentru că exact zahărul este inhibat să mai fie consumat. Avem un telespectator pe fir și n-am terminat. Da. Alo? Da? Da, hai că mai aștept așa puțin, da? Tot mai bine ca să-mi termin pledoaria. Deci cei de la Universitatea Harvard au tras semnalul de alarmă, da? Pe un perimetru de afecțiuni. FDA-ul, deci cei care i-am pomenit la început, care a spus, care sunt ăia cu semnătura, așa aia, prindă mafioții, da? A spus așa, FDA-ul a anunțat că sunt necesare avertizări, dragi telespectatori, privind efectele secundare. Păi cine să te anunțe? Doctorul? Păi doctorul are tot interesul ca să vândă, nu? Așa. Și totodată FDA-ul spune că n-a avut încotro. Atenție! Că aceste statine produc și probleme oftalmologice. Adică de sus până jos te ia. Da? Apoi ne gândim la studiile pe care le-au făcut
profesorii ăștia și îl continuăm ideile lui Peter Larkinson, da? Și spune, da? Legat de coagularea sângelui. Păi în loc să-l fluidizeze și să mențină traseul circulației normale, da. Și acum spun că toți doctorii vorbesc de coagularea sângelui. Avem produse care să mențină fluidizarea sângelui în parametri normali, pe linie naturală? Avem regina plantelor medicinale, care este lucerna și care are vitamina K și reglează foarte bine, se cheamă alfa-alfa, că este așa de denumirea ei grecească, are exact cât îi trebuie organismului uman și nu numai că reglează, dar dacă are unul în exces, are produse care se consume, care toate B-urile înăuntru și are toate reacțiile, inclusiv B15, care la ora actuală poartă multă lume nici măcar nu știe despre ce e vorba. Este vorba de un B15 care reglează vitamina K, o consumă în caz că este în exces. Avem un telespectator și apoi continuăm, mai am puțin din pledoarie. Alo? Bună seara, domnul doctor Morat. Mai încet, dați sonorul mai încet. Da, spuneți, domnul Dumitru. Domnul doctor, eu de mult, zic, când făceați emisiunile la OTZ, vă urmăresc, pentru că veniți cu niște lucruri extraordinar de importante. Unice în lume, să știi, unice. Așa, da, vă cred, dar că o să încerc să mă limitez, am și emoții, am să încerc să mă limitez la ce, avea multe să vă spun, dar nu vă răpesc din timp, că e mai important. Am o rugăminte, ia cel telefon 0721 870573, mă puteți suna și după emisiune și în special după ora 20, pentru că ajung și eu acasă, circulația e proastă în București și putem... Bun. Eu sunt operat pe cord. Așa. Și mi se administrează de către cardiolog medicamentul ăsta pe care dumneavoastră acum spuneți că aduce mult... Statine. Da, statinile. Și exact ce spuneți dumneavoastră, eu simt moleseala. Dimineața mă scol mai obosit decât mă culc. Nu mă simt aiurea, dar apar n-aveam de unde vine chestia asta. Și... am înțeles tot de la dumneavoastră că medicii prescriu în continuare, chiar dacă ei sunt conștienți că nu sunt normale. Dar chiar trebuie, de ce vă dă statine? Pentru ce? Eu am făcut asta, operație pe cord, mi s-a schimbat valva mitrală și îmi dă pentru arderea grăsimilor, pentru probleme de genul ăsta. Domnul Dumitru, deci aveți telefonul meu de contact, urmăriți în continuare emisiunea și vă spun acum, nu numai pentru Mata, dar pentru toți telespectatorii, că sunt remedii naturale din punctul ăsta de vedere. Acum, banditismul, nu e că scrie doctorul, plan educațional, așa învață la facultate. Și atunci, dacă prost învață la facultate, atunci și omul e dependent de ceva prost, pentru că este manipulat, da? Bun. Da, nu mai poate să fie făcut așa ceva când în toate țările Europei acest lucru este cunoscut, este adus la cunoștință, nu se mai predă în facultății așa ceva și se arată ce rău poate să facă aceste statine, că nu fac nimic. Am văzut, de exemplu, o lecție din asta făcută la o medicină din Franța, a venit o fată cu ea și mi-a arătat că scria așa: statinele nu se dau în nicio situație, nu poate să facă decât rău, nu fac niciun bine niciodată. Iată un curent și în Franța. Da? Un curent și în Franța, dar acel curent nu este făcut public. Eu am fost și în Franța, țin cu mulți doctori din Franța legătura, da? Și cu multe persoane, nu pentru că am și pacienți din toată Europa, și spun că nu se spune public. De ce nu se spune public? Pentru că trebuie să ai consumatori. Da? Bun. Și vorbim la coagulare. Vedem că la fel le dau la pacienți fel și fel de medicamente pentru împotriva coagulării și așa mai departe. Da, avem și din punctul ăsta de vedere medicamente care să facă, care să îmbunătățească circulația sângelui. Avem. Fără ai și spus. Că da. Da. Aici trebuie să ne gândim foarte mult, că ai spus de alfa-alfa. Da. Alfa-alfa este foarte bună, nu că spun eu ție, dar ne adresăm către publicul nostru telespectator, da? Are concentrația foarte mare în hemoglobină, da. Da? În hemoglobină, în clorofilă.
Clorofila, da, este sângele plantei și este aproximativ sângele uman. Numai că, fiind clorofilă, da, este verde. Și putem vorbi aici de o semiologie, de compoziția chimică pe care o are clorofila legat de compoziția chimică a sângelui. Și atunci, de asta este și foarte puternic și totodată e și antitumorală. Fără discuție că da. Apoi, ne gândim. Nenea, doctorul zice, bă, trebuie să salvăm omul să nu intre într-un stop cardiac. Îi dă tratamentul, dar ce vedem? Că știința spune, bă, păi tu dându-ne aceste statine, ce facem? Exact. Uităm invers. Să mărim, tocmai invers. Exact invers. Oamenii care intră în stop cardiac. Exact, da. Deci numai pe dos. Apoi, ce mai spune știința? Distruge ficatul, în loc ficatul să metabolizeze, da? Să alimenteze cu sânge curat organismul, nu face altceva decât noi dăm însă și în ficat. Nu, dar inhibă lobul 3 al ficatului care trebuie să producă prin această enzimă pe care o se găsește în organismul uman și care ar trebui stimulată și o stimulează de regulă Q10 de care vorbeam înainte reciproc, această fosfolipataza este inhibată și atunci este normal să întâmple. Da. Eu am avut onoarea să-l cunosc pe Barnard, pe Cristian Barnard. Și acesta mi-a spus că am stat cu el de vorbă, băi, ai operat atâția, vreo 30 de... Bă, unii au trăit, alții au murit. Și am întrebat, băi, de ce s-au produs atâtea decese într-o anumită perioadă de timp? Și mai învățasem și eu pe urmă de probleme de detoxifiere, că viața îți oferă o serie întreagă de informații, dacă mai stai să și citești. Dacă stai să te localizezi numai la ceea ce înveți la facultate... Așa te-ai născut, așa mori, da? Limitat. Și el spunea, zice, pentru că în medicină și în cardiologie nu se știe noțiunea de detoxifiere a sângelui, de curățirea sângelui. Deci, părintele transplantului, nu? Spune chestia asta. Și iată că de atunci, de când l-am cunoscut, de acum 20 și ceva de ani, deci continuă în cardiologie tocmai acest lucru. Nu știu să detoxifieze sângele, da? Nu știu să-ți protejeze întâi ficatul, da? Pentru acesta este un mare laborator. Și vedem îngălbenirea pielii, da? Datorită statinelor. Vedem apoi că ce? SNC-ul, sistemul nervos central, îl dă peste cap, da? Apoi, da? Venim la neuropatia periferică, la paralizia picioarelor, aici mâncărimi la extremități și așa mai departe, la mâini, la picioare și, dragi telespectatori, am lăsat ultima pentru că este și esențială, strică rinichii și induce boala rabdomioliza. Da? Iată că am făcut o scurtă trecere, dar sperăm că acest lucru să vă intre în cap și să vă schimbați atitudinea față de un anumit consum medicamentos. Hai să zic și eu câteva cuvinte legat de ceea ce anunțai să-i la început. Da. Toate aceste lucruri pe care le-ar face statinele zise bine de către medic, se pot face cu gemoderivate. Și gemoderivatele, aș vrea să pronunț numai câteva dintre ele. Gemoderivatul de mesteacăn, de mesteacăn pufos, gemoderivatul de rozmarin, gemoderivatul de enucă. O secundă, că nu e bine ca să facem reclamă mascată. Poți să dăm mesteacăn de puf. Nu este, de... Nu, dar este gemoderivat. Este, da. Nu pot să, că nu-i fac, nu spun că mănâncă coajă de nu știu ce sau mai păi coajă de nu știu ce. Da. Dar este vorba de aceste produse, aceste lumi pe care lumea la noi, medicii, nici nu le știu pentru că nu fac la facultate, nu știu ce e aia gemoterapie. Ori gemoterapia este o știință complet nouă a ultimilor 25-30 de ani, care este o știință a programului genetic de dezvoltare a plantelor,
care de foarte multe ori aceste plante, gen programul genetic de dezvoltare celulară și programul care îl are de desfăcut, de făcut, este identic cu dezvoltarea celulei dintr-un pom sau copac sau arbust care este identică la un organ sau altul. Ei bine, în partea aceasta sunt pentru acest, ca să înlocuiască, o grămadă, sunt cel puțin vreo 10, eu am enumărat câteva, dar printre cele mai importante dintre ele sunt rozmarinul, este enupărul, sunt și mesteacănul pufos, care pot fi să rezolve toate problemele pe care le dau. Adică ce fac? Reglează ce ar trebui să facă, reducerea colesterolului, care zice că îl fac statinele, ăsta reglează prin ce? Prin participarea, prin componența respectivă alături de omega-3 în membrana celulară și de consum al omega-3. Și aici vreau ca să spun un lucru. Da. Că aceste produse de care noi vorbim, numai la nivel cardiac, da? Sunt compensate 50-90%. Ele sunt scumpe. Cu cât se intoxică omul prin compensare, dacă ar fi scoase din circuit, da, s-ar face bani la buget anual. În jur, așa am estimat eu, în jur de 40 și ceva, 50 de milioane de euro. Ne văităm că n-avem bani. Păi, avem bani, dar îi risipim pe fel și fel de boli, pentru că prin complexitatea acestor tratamente, noi vorbim că induc și alte boli. Și atunci trebuie să luăm în calcul că nu o să mai avem atâția diabetici și știm cât de scumpe sunt tratamentele de diabet. Nu mai distrugem rinichii, ficații, pancreasul și așa mai departe. Da? Și plus de asta să luăm în calcul și regimul hotelier, pentru că pacientul este internat într-un spital care acel regim hotelier costă. Ia în calcul cât pierde statul prin faptul că un om mai muncește și nu mai vine și să-l plătești. Eu vreau să spun următoarea chestiune aici la treaba asta, că ai perfectă dreptate, că pagubile sunt foarte mari și aș vrea, legat de socoteala care ai făcut-o, să zic numai atât. Că Germania, în momentul de față, înlocuitorii acestor produse, care sunt, pe care vorbeam de gemoderivate și alte produse, au TVA-ul de 4%. Păi exact ceea ce spunem noi mereu. Așa. 4%. Și ascultă politicieni ăștia. Da, păi să duce lumea și votează prostește. Păi, vreau să spun următoarea treabă, că am văzut un calcul făcut acum de către nemți cât au câștigat. La început și pe Madame Merkel au luat-o cum vii tu de la 18% la 4%, că atât aveau ei TVA-ul cu produsele naturale de acestea care sunt înlocuitoare de produse de sinteză. Și rezultatul a fost următorul. Acum 12 ani, Germania, poate intra pe net, poate vedea, avea în PIB cheltuielile cu produsele medicamentoase, cu medicamentul sănătate, 12%. Noi n-am avut niciodată mai mult de 5% și el a tras de păr. Așa? Iar în momentul de față, prin această măsură luată de înlocuire și încă o măsură, prin care doctorii care au învățat ce ai prezentat tu acum ce ai prezentat aici, toți care știu și au a doua competență de apifitoterapie, au salariu cu 15 până la 25% mai mare. Păi, le-au venit din bugetul care îl risipea pe aceste medicamente. Iar rezultatul este următorul. Acum, pe 2013 și respectiv 2014, se poate intra pe net ca să nu cumva să creadă cineva că vorbim, Germania are prevăzută pentru PIB 7,2%. Revenim cu 7,2%. Facem socoteala imediat scurt. Facem socoteala să vedeți cât a câștigat statul german prin reducerea acestui TVA. Da. Și eu spun cum se poate câștiga statul român acelișa în România. Luf, dragi, de medicația și modul de viață. Eu aș vrea să vorbesc despre scurt de câteva plante și aș fi vrut să vorbesc despre un produs care, nu o să-i spun nume și așa mai departe, să fac, care am luat medalie de aur la Bruxelles și consensul țărilor ca un produs deosebit, care este produs natural, care face următorul lucru. Reglează, apropo de colesterol, trigliceridele,
colesterolul bun, la care le știm noi care ar trebui, care la celule tot, și colesterolul rău, adică tot raportul dintre ele, reglează tensiunea arterială și reglează și ce? Glicemia. Diabetul. Același produs care n-are... Pentru mai multe boli. Mai multe boli, care n-are nicio toxicitate. Da. Dragi telespectatori, vă prezint și o ultimă ediție să facem în prim plan acestei reviste. Da? Unde aici, în această revistă, se găsesc minunile naturii. Da, Eminescu a spus că natura nu minte niciodată, așa e, nu minte. Îi rog pe cei din regie să-mi pregătească acel carton cu acele vase legate de artera coronariană. Și vreau ca să spun că, de fapt, studiul China, da, a făcut cel mai amplu studiu din punctul ăsta de vedere și a spus că pe linie naturală 86,7% dintre afecțiunile de inimă sunt vindecate. Iar cei care au fost în același număr, cu același grad de afecțiune, și au avut și bypass-uri și stenduri, angioplastie plastică și așa mai deși cu tratamente de sinteză și au zis un tratament de sinteză, da, anual ajungea și cu toate chestiile astea la 70 și ceva de mii de dolari per anul, da? Media de viață a lor a fost mult mai redusă față de acelor care s-au tratat natural. Și aici avem graficul arterei coronariene înainte și după adoptarea dietei vegetariene. Dragi telespectatori, uitați, AU era cum? Era omul bolnav, da? Și consuma tratamente de sinteză. Da? Și B-ul, iată că în urma tratamentelor naturale și a dietei și-a scos ce? În special proteina de origine animală. Și iată cum s-a refăcut exact cum era mama fată mare. Da? Eu sunt de acord total cu aia de acolo și arată. Dar eu vreau să spun următorul lucru, da, simplu de tot ca să înțeleagă, da, tot drumul. Cauza tuturor bolilor și în mod deosebit cele de inimă, sunt prezența radicalilor liberi în organism. Da, bineînțeles. Aici este toată chestiunea. Produsul cu care iarăși am luat medalie de aur afară, a fost, l-am obținut în cannabisul nostru, sativa, nu cannabisul care face droguri și așa mai departe. Procedeul prin care l-am obținut e acest cannabis, cânepa respectivă, că e strasă, da, că pe vremuri țăranul român mânca și cânepă și se îmbrăca cu cămașe de cânepă. Vinul și cânepa era la modă. Era la modă. Da. Deci faptul că am obținut acest produs, acest ulei din sămânța respectivă, care are cantitatea de vitamina E sub forma trienolică de 3,5 până la 4 ori mai mare decât oricare alt produs. Ce înseamnă acest lucru? Orice introduci în organismul tău, în momentul când ai mâncat, ai făcut radical liber, ai făcut o prostie, ai luat aerul de viciat din atmosferă, de pe stradă și așa mai departe, acești radicali liberi, vitamina E, forma trienolică, îi mănâncă, îi captează cu o viteză enorm de mare, încât ei nu mai poate să producă radicali liberi să facă îmbolnăvirea în organism. Da. Din cauza asta, acest ulei poate să facă să prevină toate bolile de inimă. Exact. Mai vreau ca să continui. De fapt, vorbim din erorile medicale și din punctul ăsta e o mare eroare că la Facultatea de Medicină nu se învață nutriție. 14 pagini e apă de ploaie. Pentru că sunt foarte mulți medici, da, care prescriu. Și asta eu de unde știu? Din gura cetățeanului. Da? Și când vine și îmi spune ce mănâncă și la telefon și când îmi vin pacienți. Și îmi spune, zice, doamne, nu mai mânca carne de porc, mănâncă carne de vită. De fapt, e un lucru greșit. Ambele cărnuri ajută la îmbunătățirea colesterolului, nici ghilimele, adică îți creează. Nu. Dar, o secundă, pe fibra de mușchi, da, a vitei, se află ce? Pelicula sau molecula
de colesterol. Ei cred că dacă mănânci o pulpă de vacă, o mănânci fără colesterol. Nu, dar problema, problema importantă la toată treaba asta, la carnea de vită și carnea de porc, ai perfectă dreptate că ele nu au ce căta, și din alt motiv. Și motivul principal acum se dovedește că, de exemplu, carnea de porc nu are decât 17 aminoacizi din care organismul tău trebuie să facă proteina completă și trebuie 22 cu amicii, cu cei esențiali. Mai mult din cei esențiali lipsesc 3, iar carnea de vită are 19 până la, și lipsesc și ei 3. Deci, până din acest punct de vedere, carnea de vită și carnea de porc, în momentul când ai consumat carnea asta, dacă vii cu restul produselor care trebuie să le consumi, care sunt, ceea ce spuneam, oleiurile, pe care în general o mare greșeală, când și emisiunea că, și pe televizor care o vezi acolo, excesul de face rău și așa mai departe, excesul de grăsime animale, cum spui tu, da, alea sunt cele care îți fac rău. Da. Dar necesitatea utilizării uleiurilor vegetale, în mod deosebit a uleiurilor cu omega-3, astea omega-6, sunt benefice. Nu numai că sunt benefice, dar, de exemplu, lipsa lui omega-3, omega-6, cum îți spuneam înainte, accelerează lipsa lor în formarea membranei și accelerează procesul de îmbătrânire. Da. Acest lucru e foarte, foarte clar. Poate într-o emisiune sau nu știu, hai ca să facem acum o paranteză. Ai spus că în Germania și să spun un lucru. De ce nu sunt de acord cu procentele? Ai zis că în Germania, da? În Germania TVA-ul e 4%. Lasă-l, TVA-ul. Da, TVA-ul, da. TVA să vadă lumea. TVA-ul, da? 4%. 4%. Nașul TV, nașul TV a spus între 0 și 4%. Deci din punctul ăsta de vedere noi suntem cu IQ-ul la fel ca și germanii, adică gradul de inteligență. Punem problema că la noi TVA-ul e mult mai mare și lumea se duce să plătească TVA-ul pe suferință, noi așa am spus, TVA-ul pe suferință, da? Și lumea nu l-au votat, că n-au nevoie. La urmă urmei și problema de inteligență. Problema este că tu ai zis că în Germania este 7% din PIB, da? Da. 7% din PIB din 2 miliarde, nu știu cum să scrie, 2 miliarde de euro, da, înseamnă o sumă extraordinar de mare. Ai un PIB mare, da? Este altceva. Și la ei să fac jafuri cu medicamentele. La noi avem PIB-ul, să zic, de cât? 5%, da? 5%. 5%, da? Nu contează și pun problema, știți zicala aia din bătrân, mult și prost. Da? Noi chiar dacă avem PIB-ul de 10%, de la avem de 20%, eu îți dau procentul ăsta de 20%. Îți spun un lucru, după felul cum gândesc miniștrii ai sănătății, nu este bun. Adică vom cumpăra, este cu el, vom cumpăra cu el produsele toxice ca să murim mai exact, repede. Păi bro, hai, bate cuba că te-ai prins. Da, asta este. Și lumea va fi la fel de prost tratată. Mai prost de așa nu poate la fi. La fel. Sunt mai prost de așa nu poate să fie, pentru că suntem pe primul loc în Europa ca țara cea mai bolnavă. Păi da, normal. Suntem și cu IQ-ul ultimul în Europa. Și pro urmă, legat de această problemă, îi vezi, domnule, compensăm medicamente de ultimă generație, dar a explicat vreodată un ministru, pe care eu cinstit să fiu, n-am văzut un ministru să cunoască meserie din punct de vedere administrativ. Da? A venit vreun ministru să spună... Ar trebui să-și ia un consilier, măcar. Da. Ai văzut vreodată vreun ministru că spune, domne, medicamente de ultimă generație. Bă, pică bine, molecule de ultimă generație. Bă, pică bine. Bă, hai că i-am prostit pe proști, că de fapt asta e. Păi, de ultimă generație, când au fost făcute? Păi, după legea universală a medicamentului, se spune între 10 și 15 ani de studii. Niciunul nu spune că, domnule, de ultimă generație, dar s-au făcut studii 30 de ani, da? Sau 20 de ani. Ultimă generație poate să fie medicamente
care sunt băgate pe piață experimentale și sunt medicamente experimentale compensate. Hoție mare! Omă, trebuie să ne gândim la un lucru. Da? Bag produs de ultimă generație. De ce nu anunți public... Ce e produs de ultimă generație? Ce e ala? Păi ce? Păi că apare ce? Mâine. Nu, apare mâine. Eu spun următorul lucru. În momentul de față suntem într-o perioadă foarte dificilă de oscilația temperaturilor și așa mai departe. În momentul de... Și România în domeniul ăsta stătea foarte bine înainte de Revoluție. Păi de exemplu, înainte de Revoluție, care eu mă ocup de treaba asta de 40 de ani și așa mai departe, că la 27 de ani eram director de fabrică de medicamente, deci foloseam echinacea ca produs românesc și era net superioară oricărei echinacei din toată Europa. De ce? Acum știm. E și vibrația pământului. Din cauza compoziției pământului, că aveam toate microelementele respective. Și echinacea respectivă este produsul ideal. Are o activitate antibiotică, dacă este recoltată când trebuie, cum trebuie, mai mare decât alt antibiotic de sinteză care s-a făcut vreodată. Este un produs care are o compoziție extraordinară, de interesantă, de flavonoizi, de substanțe care au activitate de refacere a sistemului nervos central, de refacere a sistemului enzimatic la diferite organe. Deci echinacea care ar trebui să fie în momentul de față produsul cu care omul să se trateze simplu de tot. Ia un asociat, cum este acum asociat echinacea cu vitamina C, ia o tabletă sau două tablete din astea și previn orice fel de îmbolnăvire. De exemplu, toate formele de aspergillus, toate astea mor în câteva minute în fața echinaceei. Are o activitate. Noi așteptăm întâi ca omul să îmbolnăvească, să-l luăm cu antibiotice, să-l tratăm, să-l scădem sistemul imunitar ca să îmbolnăvească de altceva și așa mai departe. Da. Mai vreau ca să fac o comparație legat de așa zisele medicamente de ultimă generație care, doamne, hai că îi salvăm pe ăștia și lumea și împotriva cancerului, gata, hai că ne compensează și se scandalizează că nu se mai compensează medicamentele pentru cancer. Problema este că îi anunță public, domnule, medicamentele astea de ultimă generație, te mai schilodește la limbă, îți mai scade părul, articulațiile ți le îndoaie, te dă dracu. Domnule, îți dă pH-ul peste cap, dându-ți pH-ul peste cap ce alte boli induce. Vedeți? Toți agată și vezi acolo. Da, compensăm 20 de medicamente acum, 20 de medicamente. Noi să laudă parcă l-a apucat pe dracu de Hai pare. Să-ți dau și eu, să-ți arăt și eu un ultim de ultimă generație, care e premieră mondială. Astea sunt ultimă generație cu plantele. Premieră mondială. Da. Asta, de exemplu, este un amestec cu larva albina. Adică cu larva de trântor din ziua a șaptea, când are numai produse care stimulează întregul sistem hormonal al bărbatului și al femeii, produs care are niște rezultate extraordinare. Și e produs care e tehnica în ce a constat? Că pe vremuri, poate tu știi foarte bine, trebuie să spun, Ileșiu făcuse el un produs pe bază de larve de albine. Dar făcea o greșeală, o mică greșeală, le atomiza. Eu n-am mai atomizat-o, am făcut, creat condiții să fie exact cum stă în albină. Adică formula normală. Formula normală. Biologică. Și rezultatul care este? Că face următoarea treabă. Reface, cum să spun, pofta la femei și dorința la femei și pofta la bărbați. La bărbați. Excelent, dragi telespectatori, și mai punem o problemă că de fapt în cardiologie nu, și în alte afecțiuni nu se pun problemele de programe de oxigenare celulară, dar vom vorbi și în alte emisiuni de aceste programe de oxigenare, care putem spune că acestea sunt programe de ultimă generație. Domnule profesor sau măi fecior, da? Aș vrea pentru încheiere să tragem niște exemplificări. Una, da, din această emisiune am tras un semnal de alarmă legat de statine, da, că sunt foarte controversate și am demonstrat științific ce produc aceste statine și rugăm pe telespectatori să învețe să ia prospectul și să-l citească, da, pentru îl iei odată de două ori, de trei ori. Bun, să vezi la ce predispui. Vrem acolo să arătăm o carte care nu ai arătat-o și ai venit cu cartea cu gemoderivate de Fernando Pitera,
un mare profesor în domeniu, da? Un mare profesor în domeniu, da? Încât să vadă lumea că este o adevărată știință. Iar acum tu mai ții legătura cu el? Da. Da? Vă duceți la simpozioanele? Nu, acum nu am, pentru că mai poate, dar de vreo 7-8 ani încoace nu mai poate să mai participe. A fost ultima dată în România la Constanța. Da. Dar cum de atunci n-am venit. Da. Însă, alături de asta, vreau să mă arăt încă o carte. Da. Gândești așa cum mănânci, nu o alimentație optimă pentru creier. Da. Da. Care e scrisă de Patrick Holvar, o carte care îți vorbește exact ceea ce trebuie să faci ca să nu te îmbolnăvești niciodată de inimă. Folosind ceea ce spuneam înainte. Și care ar trebui să spunem că este și fondatorul Institutului Optim de Nutriție din Londra. Au institute de nutriție. La noi te duci la orice doctor știe nutriție. Da, și când mai dau câte un certificat, că eu dau certificate de nutriție la pacienți. Să duc pacienții cu certificatele de nutriție. Unii le acceptă și unii spune, hai domne, termina, mănâncă o vită acolo în sânge și termina. Vreau să arăt și o cărticică. De către româncele noastre. Patru românce cu două sănătate multă într-un miez de cânepă, da, excepțional. Așa, da? Care arată de ce este în stare cânepa și cum poți cu uleiul de cânepă, da. Este considerat acum pe plan mondial regele sănătății totale, pentru faptul că dacă lei... Adică a depășit păducelul. Nu, păducelul are pe o anumită zonă, dar ăsta are altceva. Da. Cânepa, uleiul scos într-un anumit mod, are capacitatea de a mânca radical liber, cum îți spuneam înainte, și practic previne orice fel de boală. Ne apropiem de final, dragi telespectatori. Este normal să-i dau și lui picior meu un dar, da? Așa cum ne-am obișnuit, și ia că tăticul îți dă două roșii. Bă, nu te gândi, tu nu te gândi la altceva nu mă din partea altcuiva, că și la mai dăteau să-i numărăm... Nu. Ouăle, da? Da, sunt prea roșii, da, ca să semne cu ouă. Așa, prea roșii. Poate să fie cel mult ouă de Paște. Așa de Paște, da. E, aceste roșii conțin licopen, da, care e bun și pentru inimă și în special dacă îl bem... Pentru prostate la bărbați. Și pentru prostate. Prostate la bărbați, da. Pentru tumor la sân. Da, pentru femei, curăță și e bun și pentru inimă, curăță colesterolul. Cu condiția ca roșia să nu fie tratată cu ulei horticol sau cu alte produse care să-i strice, că aceste produse de care ai spus se găsesc în coaje. Da, și eu știu, le simt imediat dacă da, sunt. Și mai fac o completare, că, dragi telespectatori, licopenul din aceste două roșii se potențează făcându-l suc de roșii, bulion. Corect. Da, se potențează și este foarte bine să ne obișnuim, da? Vara, în loc să aruncăm roșiile, facem suc de roșii, da, acolo pe foc, pentru că noi distrugem niște vitamine, dar potențăm alte substanțe care au un rol de a ne apăra și atunci vitaminele pe care le pierdem prin fierbere, da, le luăm din alte fructe. Toate sau astea, tot licopenul și toate astea fac parte din categoria beta-carotenilor, toate astea fac parte din categoria produselor pe care organismul uman le are nevoie de ele. Și în afară de roșie, care conține acestea foarte bine, vreau să spun, dacă tot ai făcut această paranteză și cu asta am încheiat, singurul fruct care are toate beta-carotenele, alfa, beta, gamma, delta și licopenul, este cătina. Excepțional, cătina românească. Dragi telespectatori, urmăriți acest ciclu. Joi, vineri, sâmbătă și duminică, istoria medicinei de la 17:30 la 19, în reluare, vineri, sâmbătă, duminică și luni de la 12:30 la ora 2 și apoi, lunea,
marțea și miercurea, emisiunea Lumea de azi, Lumea de mâine, de la 17 la 18. Emisiuni unicate în lume, dragi telespectatori, și le spun și acelor telespectatori care mi-au trimis mesaje că voi mai reda acea emisiune legată de cronovizor, vederea în timp, și totodată nu uitați că tot aici vom vorbi de drumul în Shambhala, vom vorbi despre reîncarnare, viața dincolo de moarte.